Diana Groza este singura elevă din județul Teleorman care a reușit să obțină media 10 la evaluarea națională înainte de contestații. Tânăra este elevă la școala numărul 1 din Videre și spune că s-a pregătit continuu pentru a avea aceste rezultate. Sunt foarte fericită, mă simt foarte bine, chiar mă simt onorată că sunt singura care are 10 la ambele discipline din tot județul și am o mulțumire sufletească foarte mare în acest moment. Chiar mă simt împăcată sufletește că mi-am atins un scop. Cum a fost pregătirea pentru acești 2 de 10? A fost o pregătire încă de la clasa a 5-a, adică m-am pregătit întotdeauna din timp constant. Am lucrat foarte mult, am participat la multe concursuri, olimpiade, chiar m-am dedicat în totalitate învățăturii și studiului. M-am pregătit intensiv, am lucrat foarte mult și cam asta devenise rutina mea în ultimele săptămâni dinainte de examen. Chiar dacă media îi permite să se înscrie la orice liceu, Diana își dorește să rămână deocamdată în localitatea natală. Urmează să mă înscriu la Liceul Teoretic Videle. Nu aș vrea să plec încă de acasă, nu mă simt pregătită și aici consider că se poate învăța foarte bine. Aș vrea să merg tot pe partea aceasta de științe exacte, pe specializarea matematică-informatică. Dragostea pentru matematică și pentru carte în general i-a fost insuflată Dianei de profesoara Viorica Bojan, care i-a fost și dirigintă. Eu mi-am făcut pe deplin meseria de dascăl și de când am intrat în învățământ și până în prezent, am lucrat foarte mult cu elevii de la toate clasele, în special cu elevii de la clasele la care am fost diriginte. Am avut mult mai mult timp la dispoziție, am reușit să mă apropii mult de ei și să-i determin să lucreze mult. Școala gimnazială numărul 1 din Videle este unitatea de învățământ ai cărei elevi se află pe primele locuri în ceea ce privește rezultatele la evaluarea națională. Un 10 complet, Diana și Groza, și alte 6 note în afară de a Dianei de 10 cu copiii pe care i-ați cunoscut. 7 note într-o clasă. Ne ocupăm strict de copii și de școală. Concedirii ne facem, trebuie să spun, pe banii noștri, nu pe banii altora, ca să nu rostesc cuvântul magic. Școala este locul în care copiii învață. Mai puțin colorată, mai puțin desenată, mai puțin aplaudată, mai puțin implicată în o mie de lucruri. Anul acesta, județul Teleorman s-a aflat pe ultimul loc în clasamentul național în ceea ce privește rezultatele la evaluarea națională înainte de contestații.